minunat care ne-l dă. Amin. Îl binecuvântă pe Dumnezeu și în ziua de luni, 2 ianuarie 2022, împreună cu frații și surorile care sunt pe calea către Rai. Slăvit să fie Domnul! Cuvântul Domnului care stă la baza mesajului care urmează se găsește în 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 17. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștința adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și a celor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, tot cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos, Iisus, vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi pe ei înșiși. Tu însă să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Titlul mesajului care urmează este următorul: o prognoză biblică pentru anul 2023 sau convulsiile sfârșitului. Trăim într-o perioadă când oamenii sunt interesați de prognoza meteo sau de avertizările meteorologilor. Adesea când există un pericol de furtună, de cutremur, de vânt puternic sau alte catastrofe, cei care se ocupă cu inspectoratele de urgență dau alarma pe telefoanele oamenilor și spun ro, alert, de furtună, de cutremur și așa mai departe. Mai puțin oamenii sunt interesați de prognoza lui Dumnezeu, de prognoza meteo. Aș fi vrut să încep mesajul cu un ton pozitiv, pentru că cei mai mulți oameni încep la începutul anului cu discursuri, politicieni, oameni de afaceri, de cultură, să își exprime optimismul că anul va fi mai bun. Domnul mi-a pus pe inimă mesajul acesta, bineînțeles că spre finalul mesajului voi avea tonul pozitiv, tot din partea lui Dumnezeu. Aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să luăm fiecare aminte la ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună la vremurile care urmează. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, în scrisoarea lui către Timotei, a spus următoarele: să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
Avem voie să credem că anul 2023 sau și anul 2023 face parte din aceste vremuri grele. Realitatea zilelor noastre confirmă lucrul acesta și Scriptura mai mult confirmă lucrul ăsta, pentru că Apostolul Pavel a vorbit în mod profetic și pentru vremurile care noi trăim. Aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ascultând mesajul acesta, suntem puși în fața unor decizii pe care noi trebuie să luăm cu privire la viața noastră. Pentru că deciziile care le luăm în astfel de vremuri au efecte în eternitate. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să luăm deciziile cele mai înțelepte. Al Domnului cuvânt spune în partea a doua a versetului, în versetul 2, partea întâi a versetului, ne vorbește despre egoism, căci oamenii vor fi iubitori de sine. Asta înseamnă totul pentru bunăstarea personală. Politicienii sunt primii pe listă în această categorie. Dau legi doar pentru ei să le aducă avantaje. Apoi oameni de afaceri și mulți alții calcă pe urmele lor și tot ceea ce fac, fac pentru interesul personal. Și tot ceea ce fac oamenii se regăsesc și în proverbul românesc care spune în felul următor: interesul poartă fesul. O altă convulsie a sfârșitului este materialismul, alergarea după valori materiale. Consumă oamenii timp, consumă nervi, consumă distanțe, își sacrifică familia și așa mai departe ca să acumuleze valori materiale care ard, care pierd odată contribuințarea lor. Materialismul devine sau a devenit deja religia secolului 21. Vedeți, dumneavoastră, se fac clasamente și cei din presa scrisă, presa vorbită, fac tot felul de clasamente, care sunt cei mai bogați, care sunt cei mai prosperi. N-am văzut clasamente în ce privește moralitatea oamenilor, cei care sunt mai cinstiți, mai corecți și așa mai departe. Toate aceste clasamente demonstrează realitatea Scripturilor. Apoi al Domnului cuvânt scoate în evidență aroganța manifestată sub toate formele, la toate clasele sociale. Lăudăros, spune cuvântul lui Dumnezeu, oamenii se laudă. Și aici intră elitismul, adică oamenii care se laudă cu realizări politice, economice, oameni care se laudă cu păcatele și cu legile păcătoase care le dau. Personalitățile din lumea culturală au o viață imorală și sunt foarte mediatizați, premiați, lăudați, sponsorizați și așa mai departe. Toate aceste lucruri demonstrează convulsiile sfârșitului, că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, cum spunea și omul lui Dumnezeu Petru în epistola sa. Oamenii sunt hulitori, așa ne spune cuvântul Domnului tot în versetul 2, prima parte. Prin comportamentul lor sfidează normele morale lăsate de Dumnezeu și disprețuiesc pe cei cinstiți, corecți, morali, credincioși, îi consideră expirați, îi consideră fanatici și așa mai departe. Și din păcate, în anul 2023, vor fi și sunt deja astfel de oameni. Apoi, al Domnului cuvânt scoate în evidență o altă convulsie a sfârșitului, care face parte din prognoza lui Dumnezeu. Neascultarea de părinți, rebeliunea împotriva părinților, neascultare pe toate drumurile din România, autoritățile au pus panouri foarte mari pe care scrie: opriți violența domestică. Tot felul de scandaluri în familie, copii care se ridică împotriva părinților, se comportă ciudat, unii dintre ei ridică mâna împotriva părinților să-i bată, să-i omoare. Abandonează părinții prin azile de bătrâni,
deși sunt bolnavi și au nevoie de ajutor, copiii nu-și mai aduc aminte de cei care i-au educat, i-au crescut și așa mai departe. Un alt lucru care a trebuit să ne pună pe gânduri și nu cumva să fim și noi virusați, e ceea ce spune Apostolul Pavel, că oamenii vor fi nemulțumitori, adică lipsiți de recunoștință față de Dumnezeu. Tot felul de proteste sub diverse forme, blesteme la adresa lui Dumnezeu, cuvinte care sfidează bunătatea lui Dumnezeu, în loc să fie mulțumitor pentru că Dumnezeu le dă viață, le dă soare, le dă apă, le dă căldură și Dumnezeu face lucruri care oamenii nu le merită. Și oamenii, în loc să fie recunoscători, sunt nemulțumitori. Și din păcate, virusul acesta, dacă nu suntem atenți, ne poate atinge pe fiecare dintre noi. Apoi, omul lui Dumnezeu spune, printre altele, că oamenii vor fi fără evlavie. Evlavia, conform dicționarului explicativ al limbii române, înseamnă îndeplinirea cu scrupulozitate, adică în cele mai mici amănunte a voii lui Dumnezeu. Sunt lipsiți de teamă de Dumnezeu, neinteresați de a împlini în totalitate voia lui Dumnezeu. Din păcate, cei mai mulți oameni se laudă și spun: eu sunt religios, eu sunt creștin, nu n-am dat în cap la nimeni, n-am sărit gardul, n-am stricat casa nimănui. La aceste cuvinte se rezumă întreaga religie a majorității oamenilor, am putea noi spune. Apoi, al Domnului cuvânt, la versetul 3, spune: cuvântul vor fi fără dragoste firească. Asistăm neputincioși și societatea noastră pare neputincioasă la abandonarea copiilor. Părinții nu își mai doresc copiii, îi abandonează prin maternități, prin spitale, prin gări, pe la containere de gunoi și așa mai departe. Toate acestea confirmă că ei și-au pierdut dragostea firească, au ieșit din normalitatea lăsată de Dumnezeu. Apoi aici intră și uciderea copiilor nenăscuți. Din păcate, România e printre primele din clasamentul european la uciderea copiilor nenăscuți. Cabinetele care planifică familia sau care încurajează avortul au sponsorizări și indemnizații de la guvern, de la stat. Încurajează crima. Apoi divorțurile, rata divorțurilor în România crește de la o zi la alta. Toate acestea confirmă convulsiile sfârșitului. De la o zi la alta ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul acestei planete. De aceea Dumnezeu ne avertizează. Avertizările lui Dumnezeu nu au scopul să ne sperie, ci au scopul să ne avertizeze, să producă în noi decizii, să ne pună într-o stare de meditație, pentru a ne verifica viața noastră dacă nu cumva ne adaptăm la stilul de viață a chipului veacului acestuia. Apostolul Pavel spunea în Romani 12: nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Să ne ajute Domnul! În această perioadă, când simțim cu toții convulsiile sfârșitului sau simptomele sfârșitului, oamenii sunt neînduplecați. Așa spune cuvântul Domnului, neînduplecați în lucruri bune. Dacă ai încerca să spui cuiva să se îndrepte, să facă o faptă bună, primești diverse replici. Aici apar diverse ambiții răutăcioase, lipsa de flexibilitate în relații. Toate acestea ne aduc aminte că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Apoi, al Domnului cuvânt, în peisajul acesta al zilelor din urmă sau al sfârșitului, Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, a spus că oamenii vor fi clevetitori. Bârfa a devenit o pandemie mai răspândită decât COVID-ul, mai răspândită decât gripa aviară sau boala vacii nebune. Bârfă la toate nivelele.
în politică, în afaceri, în cultură și are tendința să intre și prin biserici. Să fim foarte atenți în această privință. Oamenii, spune cuvântul lui Dumnezeu în peisajul zilelor din urmă, vor fi neînfrânați, adică își vor pierde controlul asupra emoțiilor, asupra plăcerilor, vor fi fără frâu sau fără frâne în ce privește manifestarea nervoasă, manifestarea unor plăceri. Oamenii pe față își arată ce își doresc cu lăcomie și ce le place mai mult să facă. Timpul pe care îl petrec mai mult în baruri, mai mult în locuri de distracție decât în biserici. Apoi la versetul 3, Pavel spunea că în peisajul zilelor din urmă, acestor vremuri grele, vor fi oamenii neîmblânziți, adică lipsiți de calmitate în relații. Tot felul de reacții violente în vorbire, în fapte și așa mai departe. Cred că fiecare dintre noi ne-am întâlnit cu astfel de stări în lumea noastră în care Dumnezeu a rânduit ca noi să o trăim. Neiubitor de bine, lipsa de apreciere față de cei corecți. Cei corecți, cei cinstiți sunt marginalizați, sunt dați la periferia societății, sunt considerați lipsiți de înțelepciune și așa mai departe. Și cei mai mulți oameni spun, domnule, nu se poate trăi fără minciună, nu se poate trăi fără bârfă, trebuie să, dacă stai în mijlocul lupilor, trebuie să urli ca ei. Așa este un proverb. Cam în direcția asta merge lumea noastră în care noi trăim. Mai mult, Pavel spunea, prin Duhul lui Dumnezeu și realitatea zilelor noastre, anului în care am intrat, confirmă lucrul acesta, că oamenii vor fi vânzători. Versetul 4. Și este și aceasta o pandemie actuală. Oamenii sunt gata să-L vândă pe Dumnezeu pentru plăceri. Trebuie să fim atenți și lucrul acesta se vede foarte mult în lumea politică, economică și de afaceri. Oamenii sunt în stare să renunțe la credință sau la principiile credinței pentru a-și atinge scopuri murdare, scopuri păcătoase, interese care nu-i plac lui Dumnezeu. Un scriitor român, Nicolae Iorga, spunea, a nu spune lumii adevărul înseamnă că te faci părtaș cu trădătorul de țară. De foarte multe ori oamenii ascund adevărul ca să nu-și piardă afacerea, să nu-și piardă popularitatea sau poate să nu-și piardă o slujbă în biserică. Vor să se pună bine cu toată lumea. Și există un alt proverb printre români, fă-te frate cu dracu până treci puntea. Și eu mă întreb, dacă cineva se face frate cu dracu până trece puntea, după ce trece puntea, cu cine mai este frate? Tot cu dracu. Ori Dumnezeu ne cheamă să fim copiii lui Dumnezeu și frații Domnului Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al Domnului cuvânt ne mai spune în versetul 4 că oamenii vor fi obraznici, sfidători, gata de scandal. Oamenilor le sare imediat siguranța sistemului nervos. Îi vezi pe oameni agitați pe la intersecții, pe la semafoare. Dacă ceva nu le convine, imediat sar din mașină, scoate pistolul, te amenință și așa mai departe. Jurnaliștii își dau silințele să ne informeze cam care este starea zilelor noastre. Oamenii vor fi îngânfați, versetul 4. Asta înseamnă că oamenilor le place să aibă doar impresii bune despre ei. Și râd de alții, ironizează pe alții, disprețuiesc pe alții și așa mai departe. Apoi, al Domnului cuvânt arată la versetul 4, partea B a versetului, că oamenii vor fi iubitori de plăcere, adică distractivi. Sunt gata să facă investiții pentru patim, pentru păcat, peste tot, la corzi de stradă, la intersecții, localuri de distracție cu programe non-stop. De seara până dimineața și de dimineața până seara, tot mai mulți oameni nu se satură de păcătuit.
Eram în cartierul meu într-o dimineață la orele 7, se întâlnesc doi prieteni și unul întreabă pe celălalt: ei, de unde vii așa de dimineață? Și celălalt răspunde: de la biserică. Și arăta o crâșmă din apropiere. Arăta cu mâna, zice: de acolo, de la biserică vin. Ei, cam la nivelul acesta este vremea în care noi trăim. Oamenii vor merge din rău în mai rău, așa spune cuvântul Domnului, versetul 13. Aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvânteze această privință. Apoi, al Domnului cuvânt scoate în evidență următoarea realitate. Formalismul religios, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Formalismul religios manifestat prin obiceiuri, prin tradiții, prin tot felul de ceremonii religioase. Oamenii rostesc numele Domnului cu ușurință, de sărbători, anumite ocazii a unor sfinți pe care îi sărbătoresc, dar nu se depărtează de fără de lege, nu se depărtează de păcat. Adesea ori numele Domnului este asociat cu cele mai oribile fapte și lucrul acesta îl întristează pe Dumnezeu. Aș dori ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze. În urma acestor avertizări ale lui Dumnezeu, ne întrebăm ce avem noi de făcut. Al Domnului cuvânt scoate în evidență următorul adevăr și încurajare. În mijlocul acestor simptome sau convulsii ale sfârșitului, tu și eu putem fi oameni ai lui Dumnezeu. Așa se adresează în versetul 17. Iar pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Întrebare pentru mine și pentru tine. În astfel de vremuri, în anul în care am intrat, nu vrei să fii omului Dumnezeu destoinic pentru orice lucrare bună? Oare cum poate fi posibil lucrul ăsta? Am întâlnit oameni care au spus: nu se poate. Nu se poate să mai fii sfânt. Sau altă extremă este următoarea: toți sunt sfinți acum, spunea cineva. Cine nu mai este sfânt acum? Sunt două extreme. Al Domnului cuvânt scoate în evidență și Pavel îl îndemna pe Timotei să fie un om al lui Dumnezeu destoinic. Și în primul rând, văzând acest peisaj sombru, acest peisaj spiritual al sfârșitului, Pavel are un imperativ pentru Timotei și pentru noi: depărtează-te de oamenii acestea. Cu alte cuvinte, nu-ți însuși aceste valori ale lumii, aceste valori păcătoase. Chiar dacă trăim în mijlocul oamenilor, că nu putem fugi în peșteri și în păduri, să ne depărtăm de modul acesta de trăire păcătos. Și în altă parte spunea lui Timotei: fugi de aceste lucruri. Există un proverb românesc: fuga este rușinoasă, dar este sănătoasă. Pentru oameni e rușinos să trăiești curat, cinstit, dar pentru Dumnezeu este sănătos și de apreciat. Și spun: Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Domnul ne spune că într-o asemenea lume oamenii pot fi evlavioși, versetul 12. De altfel, tot cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Deci a trăi cu evlavie este un act de voință. Adică a îndeplini în cele mai mărunte lucruri voia lui Dumnezeu este un act de voință, este o alegere personală. Am voie să cred că cei care ascultăm mesajul acesta facem parte din cei care ne dorim să fim evlavioși, chiar dacă există riscul persecuției, chiar dacă este riscul de a fi luați în râs, disprețuiți, chiar dacă vom pierde anumite drepturi când direcția asta merge lumea, să ne ajute Domnul să rămânem evlavioși, să rămânem lângă Domnul, să rămânem statornici. Apoi, al Domnului cuvânt ne spune că omului Dumnezeu, desăvârșit, destoinic pentru ce lucrare bună, e gata să urmeze pe cei sănătoși în credință. Versetul 10. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele pe care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat? Și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Am voie să cred că cel care l-a izbăvit, l-a salvat pe Pavel din moralitate, din păcat, dintr-o religie moartă,
are putere să ne izbăvească, să ne salveze pe fiecare dintre noi. Aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Putem fi oamenii lui Dumnezeu în timp ce societatea își manifestă combuțele sfârșitului, atunci când rămânem lângă Scriptură, lângă Cuvântul lui Dumnezeu, cu amândouă mâini să ne ținem de ea și de învățăturile ei. Cuvântul Domnului spune, și spunea lui Pavel, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciune, care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Iată că într-o asemenea lume, cu astfel de manifestări, dacă rămânem lângă Cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl cercetăm, dacă îl ascultăm cu atenție, dacă cerem Duhului Dumnezeu să ne ilumineze, să înțelegem în mod corect Scriptura și să o aplicăm la viața practică, vom fi oamenii lui Dumnezeu desăvârșiți pentru orice lucrare bună în vremurile sfârșitului. Dacă Dumnezeu are nevoie de oameni, are nevoie de oameni destoinici pentru orice lucrare bună. Să ne facă Domnul oameni destoinici pentru orice lucrare bună. Să o facem cu bucurie, indiferent de riscurile care ne pândesc. Pentru că Domnul ne va izbăvi din toate. Și spun, Doamne, ajută-ne la toate acestea. Amin. Amin, amin, slăvit să fie Domnul, glorie Domnului Iisus Hristos, wow! Cine a pregătit aici Domnul hrana pentru ziua de azi, cred că putem sta până mâine dimineață.